Majoritatea turiștilor care au vizitat stațiunea de schi anul acesta sunt cârgâzi. Experții consideră că acest lucru este bun. La urma urmii, locuitorii locali veneau doar să admire natura aici înainte, iar acum deprind toate secretele schiatului numai puțin decât turiștii străini. Наплыв очень большой, скажем так, потому что в Кыргызстане сейчас это, как я сказал, популяр. Афлуксул este mare, deoarece în Kârgâzstan devine foarte popular schiatul. Fiecare instructaj durează între 2 și 4 ore. Nu avem mulți instructori, dar sunt mulți oameni și toată lumea vrea să învețe. Îmi doresc ca totul să se dezvolte și în continuare. Să dați чтобы люди все-таки приезжали, занимались. Мы же тепкенде жакшы билбей калчым, но онсында аябай жакшы үйрөндүк. Nu știam să schiez, dar anul acesta am reușit să învăț. Pentru aceasta am urcat la o înălțime de 3000 de metri. Карашканкен биз ошол жака барып, ошол жак бизге көйүнчө көп практик. Не, 2 назад только научился. Ну, так по чуть. Трин nu am învățat din start, spre deosebire de copiii mei. Însă după antrenamente mi-am dat seama că nu este atât de dificil. O persoană care dorește să învețe să schieze nu trebuie să se teamă în primul rând. Главное не бояться и верить в себя. И всё получится. La acesta la stațiune sunt mulți vizitatori, printre aceștia și turiști din Rusia și Kazakhstan. Prin urmare, se acordă o atenție specială și problemei siguranței. Spre exemplu, seara, o mulțime de oameni se adună la patinoare. Majoritatea echipamentelor au fost schimbate anul acesta, potrivit angajaților stațiunii. Deschidem la ora 18 și lucrăm până la miezul nopții. Am schimbat majoritatea patinelor anul acesta. Sunt mulți vizitatori. Poate că se datorează pandemiei. Oamenii sunt sătui să stea în case. De asemenea, stațiunea găzduiește diverse jocuri sportive, competiții și expoziții ale meșterilor locali. Concentrație maximă, capacitate de a combina culori și țesături. O pernă de scaun necesită o zi de muncă minuțioasă. Afak Bayramova este a treia generație de maestru gurami. A învățat să coase înainte să citească și să scrie. În copilăria mea nu existau gadgeturile. Toți copiii din cartier erau implicați într-un fel de artă. Străbunica mea era o meșteriță renumită și, prin urmare, toată lumea din familia noastră știe să coase. Arta guramului este veche de câteva secole. În Azerbaijan se obișnuia să se ofere diverse țesături pentru sărbătorile în familie. După coasere, clapetele nu au fost aruncate, ci depozitate cu grijă. După se făceau covoare, pături și chiar rochii din ele, care decorau camerele. Nu există canoane și reguli în guram. Totul depinde de priceperea și imaginația meșterului. Guramul calmează persoana, o face să se scufunde în propriul eu. Cred că această formă de artă este deosebit de relevantă acum, când din cauza frământărilor și a pandemiei, oamenii au nervii la limită. Pe vremuri, o fată de vârsta căsătoriei trebuia să știe neapărat să coase un guram, așa că era testată pentru răbdare și acuratețe, iar prin schema de culori se recunoștea cât de bogată este lumea ei interioară. Alegerea culorii în guram are o semnificație specială. De exemplu, zestrea miresei nu trebuie să folosească negru, gri sau blu marin. Când sunt date aceste culori, atrag forțele malefice și pot duce la infertilitate. Iar panourile brodate în roșu și galben erau simboluri ale fertilității și bunăstării. Interesul pentru guram a scăzut în anii 90, iar acum arta devine din ce în ce mai populară. Muzeul Ișeri Şeher, împreună cu Agenția de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul Ministerului Muncii, a lansat un proiect care va transforma mozaicurile Patchwork într-un brand global. 7 femei vor fi angajate în guram și va fi creat un nou brand național, Guram Atochaz, prin care Gurama Azer își va primi din nou recunoașterea în întreaga lume. Că Gurama получит вновь свое признание, мы очень надеемся, что во всем мире. Renașterea Guram va începe în Gal, vechea așezare a lui Apsheron. De aici își ia originea meșteșugul, iar aici va primi un al doilea avânt. Cele mai bune lucrări ale meșterilor vor merge și la expozițiile străine. Guram, în traducere din Azer, înseamnă a crea. Probele de artă Azer antică sunt păstrate în muzeile Metropolitan și Ermitaj.
Brânză franceză de elită în provinciile Moldovei, proiectul îi aparține lui Thierry Ernst, fost bucătar și restaurator, iar acum producător de brânzeturi. Acesta a instalat producția într-o mică casă rurală. Cel mai scump lapte din lume zăbovește în aceste momente pe sobele lui Thierry. Lucrez cu laptele de măgar. Este greu, are foarte puțină grăsime și mi-am inventat propria tehnologie care este unică. Vă pot dezvălui un mic secret. Trebuie să-l amesteci cu o cantitate mică de alt lapte. În caz contrar, nu se face brânza. Fabrica de brânzeturi a lui Thierry este un proiect social. Acesta a angajat mai mulți rezidenți locali să lucreze la el la producție. Mai întâi am primit un loc de muncă aici, ca spălător de vase, apoi am început să ajut la producția de brânzeturi. În sat nu sunt prea multe locuri de muncă și mie îmi place foarte mult, am multe cunoștințe, dar și un salariu decent. Laptele de măgar este cunoscut pentru proprietățile sale medicinale. Conține de 60 de ori mai multă vitamina C decât cel de vacă, însă măgarii dau doar 10 de mililitri de lapte valoros pe zi, așa că prețul este unul fabulos. Cum ne putem vânzare? Ne gândim acum cum putem vinde cea mai scumpă brânză din lume în cea mai săracă țară din Europa. Iată un astfel de paradox. Dar asta nu este o problemă pentru mine. Sunt foarte mândru că pot produce un astfel produs de înaltă calitate în Moldova. O cratiță conține 25 de litri de lapte, iar de la el primești doar un kilogram de brânză. Thierry împachetează masa în forme speciale. Tot serul trebuie să se scurgă mai întâi, apoi viitorul cașcaval merge la frigider. Aici am un cașcaval care a stat în frigider 15 zile și s-a uscat, a căpătat și mucegaiul. Acest lucru nu este rău, ci dimpotrivă, cașcavalul se coace și capătă un gust bogat. În fiecare săptămână îl curăț puțin de crustă, astfel obțin o crustă naturală puternică. Din frigider, produsele sunt mutate în pivniță pentru maturare. Pe diverse rafturi sunt cașcavaluri din lapte de vacă, capră și oaie. Aici sunt produse până la 400 de kilograme pe lună. Deocamdată, Thierry își vinde toate produsele pe piața locală. Soția lui Tatiana îl ajută în acest sens. Acum, soții fac documente pentru a trimite cașcavaluri la export. Если у вас будет возможность выбрать между импортным сыром и молдавским, какой вы выберете? Aș alege moldovenesc pentru a susține producătorii autohtoni și pentru că cred că sunt mai sănătoase moldovenești autohtoni. Pentru că am încredere mai mare în produsele autohtone, sunt mai naturale. Inclusiv, da, și produsele lactate, tot autohtone, pentru că sunt mai naturale, fără termen de păstrare mai mic, este posibilitatea de a le face mai naturale, fără adausuri. Aș fi dorit să aleg autohton, dar situația este care este, adică nu ești sigur de nimic. Asta e părerea mea. Eu sunt pentru asta ca să încurajăm tinerii producători să purtăm și hainele și îmbrăcăminte și încălțăminte și alimentele ca să avem posibilitate să exportăm și a noastră produse alimentare și peste hotarele țării. Este posibil să combinați cu succes cele mai noi tendințe ale modei moderne cu tradițiile țesăturilor antici? Designerii turcmeni răspund fără echivoc da, cu noile lor mărci de haine naționale. Aceste haine subliniază feminitatea și par să transporte frumusețile dintr-un basm oriental în secolul 21. Folosind țesături noi și schimbând croiul, designerii Ashgabat aderă la principiile generale și păstrează broderia cu modele, un simbol al bogăției arte populare. La prezentările noastre de modă demonstrăm nu numai haine naționale, există diverse mărci, cum ar fi miras, iar sortimentul casei noastre include diverse tipuri de tricouri. Pentru ca estetica rochiei tradiționale turcmene să nu se piardă în silueta modernă, designerii de modă lucrează îndeaproape cu meșteri populari care păstrează secretele antice ale confecționării țesutului și broderiei de mătase. Cu fantezie și cu îndrăzneală, costumul național, designerii îl fac mai funcțional, tehnologic și distinctiv în același timp. Toate costumele sunt din țesături și tricotaje locale din bumbac. Multe sunt brodate manual cu ornamente complicate, astfel încât fiecare piesă este unică. Нашим дом модели разрабатывает модели национальной одежды и одежды. Casa noastră de modă dezvoltă modele de haine naționale în stil european. În cadrul dezvoltării folosim elemente de broderie manuală națională, folosim și țesături produse de catifea întreprinderii noastre textile. Avem și un atelier de tricotaje. Bархат, китене, трикотаж.
Также у нас есть цех по изготовлению трикотажных изделий. Hainele casei modelelor Ashkhabad sunt purtate cu plăcere atât de vedetele autohtone cât și de cele străine. Designerii de modă turcmeni sunt încrezători că prezentarea colorată a costumelor naționale actualizate va fi o descoperire excelentă pentru întreaga comunitate a modei. Pandemia nu numai că aduce constrângeri și inconveniențe, dar poate servi drept inspirație pentru noi proiecte și poate ajuta la deschiderea de noi oportunități. Jeff Koons, unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai neopopului american, este convins de acest lucru. A deschis un masterclass virtual de artă și creativitate și promite să împărtășească abonaților săi experiența, dar și invențiile sale. Am vrut să creez un fel de proiect care să comunice cu oamenii, să lucrez cu imagini, cu culori, cu memorie, ca să le demonstrez oamenilor cât de frumoși sunt. Am putea discuta despre semnificații, o parte importantă a artei care are o valoare reală. Oamenii vorbesc mult despre valori în așa fel încât, dacă vorbesc despre artă, vezi imediat bani, iar aceasta nu este valoarea artei. Valoarea artei este semnificația pe care o conține, pe care o putem crea în fiecare zi, aducând mai mult optimism lumii și sentimentul că fiecare zi nouă poate deschide mai multe oportunități. Jeff Koons subliniază că este foarte important să ai încredere în sine pentru a te îndrepta spre obiective, pentru a împărtăși descoperirile tale cu ceilalți și este convins că are nevoie de oameni care doresc să creeze artă alături de el. Festivalul anual de gheață și zăpadă are loc în Harbin, China. Parcul are o suprafață de aproximativ 600.000 de metri pătrați. Acolo sunt mai mult de 2.000 de sculpturi pe gheață. Unele dintre ele sunt copii ale unor răpere celebre. Prin achiziționarea de bilete, vizitatorii se pot distra de minune printre decorațiunile de gheață și sculpturile de zăpadă decorate cu iluminat de seară. Punctele culminante ale festivalului 2021 sunt Marele Palat de Cristal, bara de gheață de 67 metri pătrați și modelul la scară largă al primului portavion din China, realizat în întregime din zăpadă. Anul acesta, festivalul a devenit un simbol al succesului statului în combaterea COVID-19 și oprirea răspândirii sale. O mare parte din restricții au fost ridicate, iar locuitorii pot deja să circule liber în interiorul granițelor Chinei. Sculpturile de zăpadă și gheață rămân la locurile festivalului până la sfârșitul lunii februarie, dacă le va permite vremea, bineînțeles. Evenimentul se clasează printre primele 4 festivaluri de gheață și zăpadă din lume, împreună cu evenimente similare în Japonia, Canada și Norvegia. Coperta benzii desenate despre aventurile lui Tintin în China, Blue Lotus, a fost vândută la licitație la Paris pentru 3.200.000 de euro. Acesta este un preț record. Niciodată nu au mai trecut benzi desenate cu astfel de sumă. Autorul desenului este artistul belgian George Prosper Remy, cunoscut sub numele de Hergé. Hergé a pictat doar 5 coperte folosind tehnica Collior Direct, care este o raritate printre lucrările sale. Formatul 34x34 este de asemenea important, această copertă fiind cea mai mare. În fața noastră vedem o piesă extraordinară care își merită prețul. Desenul original a fost realizat în anul 1936. Artistul a folosit guașă și acorelă. Editorul Louis Casterman a refuzat să o tipărească din cauza complexității imaginii, dar și a prețului ridicat. Apoi, Hergé și-a prezentat desenul fiului lui Casterman. De mulți ani, doar puțini oameni știau despre existența copertei originale. Un startup corean a început să vândă zgârzi pentru câini. Proprietarii pot înțelege acum mai bine ce emoții trăiesc animalele lor de companie. Zgarda inteligentă trimite înregistrarea alătratului câinelui spre un server, unde este decodat și analizat prin inteligența artificială.
Când un câine latră, sunetul pe care îl scoate este preluat de un senzor din zgardă și transmis către serverul nostru principal. Găzduiește un sistem unic de recunoaștere a vocii. Algoritmul va analiza lătratul în timp real și va trimite imediat un răspuns aplicației. Astfel, proprietarul poate afla starea emoțională a animalului de companie, indiferent dacă este supărat, entuziasmat, fericit sau trist, iar uneori va oferi și o posibilă traducere. Când un câine latră, el vrea ceva de la tine. Nu toți câinii însă își exprimă dorințele prin lătrat, dar câinii nu își pot exprima dorințele prin voce, de aceea am construit un sistem care monitorizează și activitatea animalului tău, iar de asemenea numărul de calorii consumate și arsă. Pe baza acestor date, puteți trage concluzii despre forma fizică a animalului de companie. În baza de date a dispozitivului există 10.000 de înregistrări sonore de lătrat de câine. Acestea au fost colectate în 3 ani. Proprietarii pot vedea în aplicația de pe smartphone nu numai starea de spirit a animalului lor de companie, ci și monitoriza nivelul activității lor și calitatea odihnei. Zgarda inteligentă este deja la vânzare. O puteți comanda cu $99. Locuitorii satului Pușnoi din regiunea Murmansk au observat unul dintre cele mai frumoase fenomene pământești, și anume luminile boreale. Cerul sclipea cu sute de nuanțe de verde, de la smarald întunecat la verde deschis, aproape dispărând în alb. Aurora boreală apare atunci când particulele încărcate din vântul solar intră în atmosfera pământului, atrase de polul său magnetic. Culoarea unui fenomen natural se datorează înălțimii și compoziției sale chimice. Grădina zoologică din Londra, în ciuda lockdown-ului, deja al treilea de fapt la număr, nu se abat de la tradiții și efectuează un apel al animalelor. Numele tuturor locuitorilor grădinii zoologice sunt atârnate într-un loc vizibil, cu bife opuse denumirilor. Tigri Amur, ale căror nume sunt Țar, Macari și Dimitri, și-au exprimat dezacordul. Au dărâmat placa cu numele lor și au scos-o din vizor. Dimitri, Ana și fiica lor Polina au văzut o vacă atât de aproape pentru prima dată în viața lor. Capul familiei a decis să facă un cadou neobișnuit și a cumpărat dreptul de patronaj asupra bovinei. У нас есть несколько видов патронажа. Avem mai multe tipuri de patronaj, de la 1000 la 10.000 de ruble. Pentru 1000 puteți da și o porecla animalului, iar pentru 10.000 să vină într-o excursie la ferma noastră. А за 10.000 рублей можно приехать даже к нам на экскурсию в наше хозяйство. Este o acțiune caritabilă, de fapt. Toate încasările vor fi trimise către un fond care ajută copiii. În prima zi, 4 sponsori au profitat de ofertă. Acum aceștia pot oferi un nume uneia dintre cele 65 de vaci și o pot vizita de mai multe ori pe an. Familia și-a numit văcuța Marmeladă. Oia, можно, да, я покормлю? Да. Маленький, ты меня только не скуши, ладно? Ты мой хороший, такой, скорее, скорее. În plus, față de familiarizarea cu viața unei vaci, patronii au ajuns la producția de lactate. Au studiat întreg procesul tehnologic, au gustat chefir și brânză de la fermierii locali. Aici sunt realizate aproximativ 2 tone de produse pe zi. Deci, cumpărarea lor este un mare succes. În primul rând, este și distractiv și, desigur, este și o acțiune pentru a ajuta copiii nevoiași. Vara vrem să venim aici. Ne dorim foarte mult să venim. Sărdicică. Rezultatul a depășit toate așteptările, iar excursia s-a dovedit a fi una destul de interesantă și frumoasă. Dacă nu reușiți să veniți, atunci puteți discuta cu vaca printr-un video. De asemenea, puteți cumpăra și patronajul asupra altor paracopitate.
У нас есть 3D-модель этих часов. Avem un model 3D al acestui ceas, care are o anumită cantitate de spații, iar sarcina noastră principală este acum să o studiem, să înțelegem principiul funcționării și să proiectăm nodurile lipsă. O copie a ceasului Catedralei Notre-Dame de Paris pe model și în desene. Nu rămân documente originale despre mecanismul de la mijlocul secolului al XIX-lea. Dar maestrii de la Sankt Petersburg vor rezolva problema. Pentru ei, a ajuta colegii din Paris este un proiect istoric. Există o dragoste foarte puternică a rușilor pentru francezi și le-am trimis o scrisoare de simpatie și le-am spus că suntem foarte îngrijorați că totul a ars, în special ceasul, și dacă au nevoie de ajutor, vă rugăm să ne contactați. După un timp, ei ne-au scris și ne-au spus că sunt destul de mulțumiți pentru că nu primeau ajutor de la nimeni. Această fabrică din Petergof realizează ceasuri de la mijlocul secolului trecut, mai ales modele exclusiviste pentru încheietura mâinii. Sunt create peste 200 de părți pentru fiecare. Cu toate acestea, acum câțiva ani au dezvoltat un model al unui mecanism de 7 metri pentru un magazin pentru copii din Moscova. Îi spun că este și mai ușor să lucrezi cu formate mari. Desigur, piesele mici sunt mai dificil de fabricat, pentru că aici vorbim despre microni, iar pe unele detalii o facem cu o precizie de o jumătate de micron și este mult mai dificil să-i prinzi. Ei fug tot timpul. Ceasul va fi restaurat împreună cu colegii din Elveția. Se va decide cât de mult din munca va merge la ei atunci când domeniul de aplicare este unul stabilit. Proiectul complet de reconstrucție va fi dezvoltat la Sankt Petersburg. Axe și roți dințate vor fi fabricate și aici. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame de Paris a avut loc la 15 aprilie 2019. Notre-Dame este planificat să se restaureze în termen de 5 ani. Graffiti sunt de asemenea o artă. Acest lucru este dovedit încă o dată de artiștii din Almaty. Ei decorează casele din capitala sudică a Kazahstanului cu picturi murale. Una dintre ultimele imagini de pe pereți i-a uimit pe locuitorii orașului. În doar câteva zile, peretele gri al acestei clădiri cu 5 etaje a prins viață. Doi prieteni. Artista a descris pe el și băiatul de sculț care pictează soarele. Locuitorii casei și trecătorii au apreciat pozitiv această artă. Locuiesc nu departe de această stradă și trec deseori pe aici. Văzând această pictură murală, îmi ridică starea de spirit. Îmi dă un sentiment pozitiv. Băiatul este ca unul real, foarte mișto, foarte frumos, neobișnuit. Zona s-a schimbat atât de mult, te duci, este plăcut să te uiți la aceste opere de artă. Pictarea unui copil în volum nu a fost dificilă, spun artiștii. Experiență și puțină imaginație. Cu toate acestea, o astfel de artă stradală este încă o raritate pentru Almaty. Am vopsit cu cutii cu aerosoli, probabil că vreo 50 de bucăți. Am pictat 2 zile. Intriga dovedește că băiatul este viitorul nostru, culorile, adică într-o jachetă albastră ca culoarea steagului nostru, soarele este de asemenea galben, totul este destul de simbolic. Autorii imaginii au lucrat în condiții dificile, în îngheț și zăpadă, au petrecut câteva ore sus, cu cutii pulverizatoare în mâini. Nici eșarfele, dar nici mănușile nu i-au salvat de frig. Au primit sprijin și căldură de la locuitori, dar și iubitorii de artă stradală. Era foarte frig, dar din fericire oamenii care locuiesc aici au venit la noi, ne-au oferit un ceai astfel încât să ne fie cald, să ne încălzim. Cărțile voluminoase sunt ultima murală a artiștilor din acest sezon. În total există mai mult de 30 de imagini în colecția scriitorilor din Almaty Erjan Shali. Desenele mari pe pereți devin din ce în ce mai populare aici. Capitala sudică găzduiește chiar și un festival anual numit Mural Fest. Artiștii străini iau parte la acest festival cu mare plăcere. De-a lungul anilor, scriitorii au transformat orașul într-o galerie în aer liber. Străzile erau decorate cu peste 50 de obiecte de artă. La vederea unui astfel de animal de companie, chiar și medicii veterinari experimentați iau telefonul în mână să-i facă poze, aproape 20 de kilograme. După standardele umane, 200 cam. Acesta depășește de 3 ori greutatea normală a felinelor. Dar surpriza medicilor este înlocuită cu un zâmbet. Pisica se numește Pânuță. Un
длинный, и Pisica este foarte mare și înaltă. Pe o astfel de tablă putem vedea pisica perfectă. Acestea trebuie să aibă cel puțin talie. Aici însă este obezitate extremă. Picioarele aici sunt vizibile, iar lui însă este destul de greu. Dar cred că totul pe viitor va fi bine. Cea mai bine hrănită pisică din țară suportă cu curaj toate procedurile. Chiar și pe spate acceptă să se întindă. Pentru astfel de greutate, spun medicii, pisica este în general sănătoasă. Nu are diabet zaharat, iar inima funcționează normal. Însă, Pănuță este la dietă. Mănâncă numai alimente speciale, strict conform normei. Iar rezultatele sunt deja vizibile. Pănuță, ai slăbit? Da, vreo 700 de grame. Acum Pănuță locuiește cu Olga. Ea este voluntară. A luat pisica uriașă din reședința sa temporară. Nu se știe nimic despre trecutul său. Doar proprietarul este sigur. O pisică sănătoasă este o pisică mare. Este destul de greu să meargă, iar podeaua alunecoasă este un obstacol. De aceea îi pun covor ca să-i fie mai ușor. Pănuța este foarte amabilă și pufoasă, spune Olga. Permite să o mângâi și în spatele urechii. Are și jucăriile sale preferate. Acum o lună era aproape nemișcată, însă acum aranjează deja curse prin cameră. Olga ajută animalele deja de peste un an. Acasă are și animale de companie, doi câini, dar și o pisică. Toată lumea se înțelege între ei. De obicei, animalele nu sunt supraexpuse mult timp, dar se pare că povestea lui Pănuță este diferită. S-au reunit în caracter, iar familia l-a iubit din start. Puteți urmări soarta pisicii grase pe una dintre rețelele de socializare. Acolo Pănuța are și o pagină personală.